Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută la 4 noiembrie, muncești din greu, ești practică, realistă și de încredere. În ciuda atitudinii sobre, multe dintre acțiunile tale sunt stimulate de o natură emoțională energică, înzestrată cu o perspectivă financiară și de afaceri prefer să-ți direcționezi talentele și abilitățile într-un domeniu care promite atât recompense materiale, cât și satisfacții creative. Dar chiar și în acest caz, jobul ar trebui să-ți ofere mai multe decât doar posibilitatea de a plăti facturile. Inspirativă, plină de idealism și întreprinzătoare, vrei să-ți lași amprenta în lume și puțini se îndoiesc că vei reuși. Ai tendința de a contrazice. Cuvintele și faptele tale servesc ca un puternic stimulent pentru ceilalți, iar tu să -ți te străduiești să ai o poziție dominantă și să devii un membru valoros al familiei și societății. Deși ai un aspect normal, aproape incolor, farmecul și bogăția personalității tale se manifestă pe deplin în comunicarea cu tine. La prima întâlnire, dai impresia unei persoane deschise, energice și greu de suspectat că are un talent special provocator, de fapt, cu cât îl cunoști mai mult, cu atât mai evident este pentru tine nu numai capacitatea ta inerentă de a-l face terci, ci și capacitatea de a rupe cea mai groasă armură din acea persoană, depășind rezistența oricărui interlocutor, știind totdeauna cu siguranță toate punctele cele mai vulnerabile și cele mai slabe, imediat ce vei accelera, nimeni nu te va opri. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, pasiune, rezistență, voință puternică, intuiție, înflorire. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă. iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru gelozie, precum și pentru lipsa unui sentiment de armonie în sine. Ești înțeleaptă, ai o intuiție subtilă, o minte analitică. Îți place să experimentezi, ești destul de impulsivă dar nu vei refuza să te expui atunci când rezultatul proiectului implementat depinde de aceasta. Iubești faima și răsplata materială? Te străduiești pentru activități care le aduc pe amândouă. Ești creativă? În orice domeniu de activitate îți aplici cu abilitate talentele. Ai un simț al umorului care este uneori uscat și restrâns, iar alteori infecțios, chiar omeric această calitate extrem de umană a caracterului tău îți permite să depășești rapidă de diferențele rasiale, de clasă și religioase. Cu ajutorul glumelor și râsului, îi pe alții în jurul tău, topind gheața situațiilor neplăcute. Pe de altă parte, depresia este complet străină de tine, așa că ți este dificil să înțelegi negativitatea în atitudinea celorlalți. Problema este că de multe ori nu știi să înțelegi seriozitatea situației în care te regăsești și rămâi la un optimism nejustificat atunci când perspectivele reale par deprimante. Ai o putere deosebit atractivă, iar darul persoasiunii este combinat cu o tendință de a ignora sau a îndepărta cu abilitate săgețile critice îndreptate către tine ești încrezătoare că mai devreme sau mai târziu vei putea să-i convingi pe ceilalți să-ți accepte punctul de vedere. Mai mult, evaluezi adesea incorrect sensibilitatea publicului, mai ales când opiniile tale sunt extrem de negative, iar modul de prezentare este provocator și deprimant. Creând haos prin acțiunile tale în astfel de situații, îți poți submina în mod semnificativ influența. Ador să ți se ofere servicii? dar în același timp plătești mereu frumos. Uneori dai atât de mult altora încât alții încep să te folosească pentru propriile scopuri, așteptând de de la tine poate, imposibilul. Pentru tine, astfel de speranțe devin o povară prea grea, oricât de nelimitat ar putea părea energia ta. Ar trebui să fii precaută să alegi partenerul greșit. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale? Ești puternică, intolerantă, înțeleaptă, generoasă, nemiloasă, rațională. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu uiți de aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 3 noiembrie soarta ta? Prima impresie despre tine poate fi ambiguă. Numai în strânsă comunicare cu tine poate cineva simți farmecul emanată de tine. Deținând o minte extraordinară, ești capabilă să determini oamenii din jurul tău să acționeze găsind totdeauna cuvintele potrivite pentru acest lucru. Te joci cu pricepere pe coardele sufletelor și folosești slăbiciunile și preferințele cunoscuților și prietenilor tăi în scopuri proprii. Datorită expresiei faciale deschise și directe, nu impresionezi oamenii cu motive ascunse și îi manipuleze ușor. Voința ta puternică, neîntreruptă, îi obligă pe oameni să se supună voinței tale cu energia ta limitată, ești capabilă să întorci munții, uneori doar fluturând de din mână. Ar trebui să-ți evaluezi cu adevărat punctele forte și să te poți opri la timp, precum și să-ți îndrepți energia către crearea și îmbunătățirea realității înconjurătoare. În societate, îți găsești rapid de locul și ocupi poziții destul de ridicate. De asemenea, valorile familiei joacă un rol important în viața ta. Nu ți se poate refuza simțul umorului, poți găsi ceva amuzant în tragic, ești străină de orice prejudecăți rasiale sau sociale. În orice situație de conflict, știi să navighezi rapid și să stingi un incendiu înainte de a se dezvolta. Uneori, chiar și într-o situație cu adevărat amenințătoare, îți este dificil să realizezi întregul pericol cu care te confrunți și să evaluezi obiectiv situația pentru a lua măsurile necesare poți fi foarte convingătoare explicând altora poziția ta. La toate atacurile adversarilor ai contraargumente. Este dificil să găsești obiecții cu privire la logica ta, chiar dacă adversarii nu sunt de acord cu această stare de fapt. În același timp, ești convinsă pe deplin că ai dreptate și crezi că și alții vor înțelege acest lucru. În familie, apreciezi locuința și căldura, tu însă participi la crearea sa aproape că nu refuze nimic. Foarte des, aceste lucru poate duce la faptul că ceilalți îți adresează cerere imposibile. Prin urmare, trebuie să fii atentă în alegerea partenerului de viață, deoarece poți ajunge într-o situație dificilă dacă partenerul tău are un caracter tiranic. Dragoste și compatibilitate Trebuie să ai grijă să nu te îndrăgostești de bărbatul nepotrivit, altfel dezamăgirea va fi prea dificilă pentru a supraviețui. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau Taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, Dorința de dreptate, simțul datoriei, o astfel de uniune se bazează pe iubirea-prietenie, sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să arți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai o natură practică, rațională, ești considerată realistă, prietenă și partener de încredere. Pentru tine, munca ajunge adesea pe primul loc în viață ești dotată cu o perspectivă financiară de afaceri. Rară ori faci greșeli grave de afaceri. Nu cedezi la influența celorlalți. Nu te implici în aventuri. Calculezi afacerile și viața ca pe un joc de șah. Este posibil să se creadă că tu cauți beneficii morice, dar comportamentul tău nu este o setă de profit, ci mai degrabă un obicei bun. Ai o natură contradictorie. Aceste lucruri nu este întotdeauna plăcută de șefi. Pe de altă parte, poți deveni adesea un model de rol, un angajat energic și dedicat îi încurajează pe ceilalți să fie productivi, ești un mare lider informal, sănătate și boli, atrăgând energie puternică, poți provoca prea mult stres pentru rezervele mentale și fizice ale corpului tău, corpul răspunde în consecință, cel mai adesea, poate suferi sistemul nervos și inima, în acest sens, este important să-ți poți limita sarcinile și să te retragi din mod regulat acasă sau în locuri îndepărtate pentru o recreere. Ai tendința să neglijezi simptomele sănătății precare, deseori datorită pasiunii excesive pentru alte persoane. Trebuie să respecti cel puțin regulile de bază pentru prevenirea bolilor infecțioase. Îți este greu să urmezi o dietă, deoarece pasiunea ta pentru o mâncare bună te poate cufunda în glutonie. Este deosebită de important să-ți monitorizezi greutatea. În multe feluri, vei putea rezolva această problemă prin exerciții fizice. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o personalitate strălucitoare. Încă de la naștere ești înzestrată cu un aranjament special pentru avere. Totul îți este ușor, orice problemele vei ocoli, toate lucrurile pe care le-ai început vor da rezultate excelente. Toate evenimentele se vor dovedi a fi un noroc, abilitatea de a găsi un limbaj comun cu oamenii, de a interesa, de a calma tensiunea în relații atrage, ajută la găsirea patronilor, asociațiilor, a fi mereu în centrul lucrurilor și a avea informații de încredere. În viață, poți atinge o poziție înaltă, înconjurată de lux și confort. Sfaturi pentru tine. Nu merge prea departe în comunicarea cu oamenii îndeplinește-ți îndatoririle fără fanatism, nu cere de la alții mai multă decât îți poți oferi. Dacă privești viața cu umor, cele mai dificile probleme vor părea nesemnificative. Realizarea de sine este foarte importantă pentru tine. Depășești orice obstacol în drum, dar acest lucru nu este ușor. Pentru a reduce impactul negativ al factorilor de stres și sarcini, trebuie să înveți cum să te odihnești bine. Ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică, dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv, dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy? încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el, prin urmare, este mai bine să-ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă, culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia, nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă, este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.